Studioul nostru, invitata mea de astăzi, bineînțeles, de fapt pot să spun că a revenit. Vorbim despre dorințe, despre dezvoltarea noastră personală, dar și profesională și despre traumele care ne pot construi. Omul potrivit pentru a ne ajuta cu toate acestea este cu noi aici, Ceresela Rogen, coach transformațional. Bine ai revenit, Ceresela! Mulțumesc frumos de invitație și mai ales subiectul îmi place foarte tare și abia aștept să dăm informații radioascultătorilor. Exact, și avem de la cine să le aflăm mai exact, pentru că tu ești omul potrivit pentru asta și nu întâmplător ne găsim astăzi într-o zi importantă. Da, absolut. Da, uite că noi muncim cu drag și ne-am unit, că tot e ziua unirii. Ne-am unit aici și am făcut o echipă extraordinară ca să dăm oamenilor, mai ales că mulți acum sigur ascultă că nu muncesc, nu este o zi liberă pentru foarte mulți dintre noi și atunci cu atât mai mult am zis haide să-i delectăm, să le dăm cadou acest... Exact, mai ales n-au motive, chiar n-au motive, nu pot să spună că sunt ocupați. Bineînțeles. Tot la noi ai venit Ceresela la prima dată, la începuturile noastre. Chiar evident. Vreau să spun că mulțumesc că înainte să apar la televiziune și peste tot și înainte să devin un nume, să zicem, pe nișa mea, noi că sunt vreo vedetă, Doamne, iartă-mă, dar Monica, Mădălina Ion mi-a dat această șansă și mi s-a părut atunci extraordinar să intru într-un radio de o clădire și aici să mă înregistreze, să mă filmeze. A fost o experiență extraordinară. Cred că era acum 12 ani sau ceva de genul. A trecut ceva timp, da. Dar eu să știi că vârsta n-am schimbat-o. Niciodată și eu îți spun de obicei că oamenii au doar experiențe. Nu au o vârstă, nu îmbătrânesc. Știu că ai început și în cadrul televiziunii, ai avut propria emisiune, Ceresela Show. Ei bine, deci am fost și colege și suntem în continuare colege de altfel, dar ai fost și pe scaunul invitatului, cum e și astăzi. Care place cel mai mult pe scaunul invitatului. Da? Asta voiam să te întreb. Care e poziția preferată? Care e locul în care te simți tu mai bine? Locul cel mai bun este ca invitat, pentru că pot să mă desfășor, să dau informațiile prețioase pe care le am sau interesante care eu le am, mai ales că sunt dezvoltate în timp, știi, la început ca un cântăreț, cânt ca Ariana sau ca alt cântăreț, dar la un moment dat încep să cânți cu vocea ta și în stilul tău. Și atunci și eu în timp am dezvoltat metodele mele proprii, ideile mele proprii, informația mea și ca invitat ai mult mai bine posibilitatea de desfășura. Ca și intervistator, ca și realizator sau poate, da? Pui în valoare invitatul, sinceră să fiu. Așa e. E mult mai puțin importantul, nu că tu n-ai fi importantă, pentru că sunt importante întrebările pe care o să mi le pui, dar e clar că în valoare îți pui invitatul tău. Întotdeauna, să știi că așa se întâmplă. Și mă bucur că ești aici cu noi și să ne mai lămurești așa câteva dintre curiozități, că avem multe. N-avem noi timpul necesar să le despatem pe toate. Abia aștept. Bine, deci am stabilit că îți place să fii în locul invitatului cel mai mult și noi avem ce să învățăm de la tine. Am văzut ceva pe canalul tău, pentru că ai o pagină oficială, ceresela.ro, evident, și bineînțeles peste tot în social media. Da, am multe pagini, așa ca toată lumea, chiar și TikTok și Facebook și ceresela.rogen.ro, unde găsiți o grămadă de informații gratuite și mai ales pe YouTube, pentru că am multe gura de oxigen care am dezvoltat-o, unde îmi dau multă informație despre cum să gândim, cum funcționăm și am și o carte care, sincer, ți-am adus-o cadou, dar o am în mașină că am uitat. Mulțumesc frumos! Chiar o să o citesc cu drag. Sincer, și vreau să acumulez de acolo tot ce nu am întreprins până la vârsta asta, să adaug acolo cunoștințelor și am mai văzut ceva interesant. Ședințele one-to-one. Despre ce este vorba? În ședințele one-to-one vii acolo și vorbești de lucruri personale și scoți lucruri care nu ți le spui nici ție în oglinda acasă. Pentru că eu știu să te demontez, să scot de la tine absolut tot, dar metoda mea numită CER are ceva special față de multe altele, adică nu există, în ce sens, nu trebuie să iei fiecare rană la rând, nu trebuie să vezi cine ți-a adus acea rană, e neinteresant. Pentru mine e interesant ca de astăzi încolo să o vindeci, să înțelegi valoarea ta și aș putea spune, draga mea, după 12-13 ani de munca aceasta cu oameni one-to-one, cu mii de oameni cu care am ținut conferințe și workshop-uri,
lucru cel mai important, ca să intrăm un pic în treaba noastră, lucru cel mai important este stima de sine, să ai încredere în tine. Eu am văzut și s-a făcut și un experiment pe lucrul ăsta și o să vi-l explic imediat. Am văzut oameni care nu au atâta informație, care noi considerăm, de exemplu, că nu au cultură generală, că nu au destulă școală. Un exemplu poate fi și Ceaușescu și mulți dintre politicienii noștri, dar care ajung foarte departe. De ce? Că se exagerează puțin calitățile care le au, adică au mai multă încredere în ei decât cineva care are multă cultură, multă școală, dar care are senzația că nu este destul de bun, că nu a citit destul, și atunci lasă spațiu ăla gol de încredere de sine. Are o bucățică unde crede că încă nu e destul de bun. Și asta o avem majoritatea dintre noi. Deci încrederea de sine înseamnă mai mult decât 100 de diplome, mai mult decât 100 de informații. Nu vorbesc de încrederea aceea chiar exacerbată, dar să o ai puțin peste. Și s-a făcut un experiment extrem de interesant pe 4.000 de oameni. I-a despărțit în două grupe. 2.000 de oameni cu informație multă, cu multe titulaturi, care au multe cunoștințe și cu IQ mare, și ceilalți cu un IQ mediocru, mediu, cu informații puține, din familii destrămate. Le-a dat același test, dar cu întrebările erau mai mult despre viață, despre cum să te descurci, te punea în anumite situații să-ți imaginezi ce ai face. E bine, ceilalți s-au descurcat mult mai bine. De ce? Că își exagerau puțin calitățile. Lasă că eu mă descurc, știu eu ce să răspund, știu eu cum să fac. Și atunci ai mai mult curaj să te duci la un interviu, ai mai mult curaj, nu știu bine engleză, dar eu încerc. Celălalt, fiind mai perfecționiști în mult mai multe, spune nu stăpânesc atât de bine, nu se duce nici măcar la interviu. Ca să vedeți ce diferență mare este între un om care își exagerează un pic, și atunci vă invit să vă exagerați un pic în mintea voastră, cine sunteți, valoarea voastră, să începeți să credeți în voi 100% și viața începe să se schimbe. Ce fel de persoane întâlnim, ce ocazii avem, ce noi oportunități avem. De exemplu, foarte multă lume spune trăim criză economică, dar există o părticică care se uită și vede noi oportunități. Chiar și în războaie, în revoluții, în crize economice, au existat oameni care au profitat de noile oportunități, că s-au uitat după ele. Ăia sunt oamenii care își exagerează calitățile. Așadar, încrederea de sine e elementul principal. Da, pornim de aici. Este elementul principal și majoritatea când vin la mine în cabinet îmi spun eu nu cred în mine, eu nu am încredere în mine. Și eu întreb, dar în cine ai tu încredere? Nu te supăra? Da, da. Crezi că în afară de sufletul tău știe cineva mai bine ce ai de făcut, care e menirea ta, în unicitatea ta, în ADN-ul tău unic și în șina ta unică? Crezi că știe cineva mai bine decât tine? Chiar și mama, tata sau un specialist? Clar, excepția de la regulă să ascultăm de alții sunt specialiști. Adică vreau să mă îmbrac mai bine, mă duc la un stilist vestimentar. Vreau să investez niște bani, mă duc la un finanțator sau unul care se pricepe la aceste informații. În afară de asta, trebuie să ne urmăm instinctul. Trebuie să avem încredere în noi și mai ales să ne permitem, și ăsta e al doilea lucru extraordinar și frumos pe care vreau să-l subliniez, să-ți permiți să greșești. Ca să învățăm. Dacă nu îți permiți să greșești și ești perfecționist, exact ce vorbeam înainte, ce faci? Nu ieși din zona de confort. Ce înseamnă zona de confort? Lucrurile pe care le cunoști și pe care le faci deja foarte bine, și atunci n-ai cum să evoluezi. Pentru că orice lucru nou, orice schimbare implică disconfort și implică să nu-l cunoști, implică să greșești. Exact cum ai învățat să mergi pe bicicletă sau să patinezi. La început cazi, te julești, dar apoi ai un skills nou, ai un instrument nou. Ai o libertate mai mare de a te distra sau a face un lucru nou. Și atunci, dacă nu ne permitem să greșim, nu evoluăm. Toți oamenii mari ai lumii, miliardarii lumii sau oamenii care conduc lumea, este că și-au permis să greșească, și-au permis să nu le iasă perfect lucrurile. Și cineva a spus la un moment dat, nu știu cine, dacă Einstein sau Bill Gates, sincer, ceva care mie mi-a schimbat viața. Și a fost așa: dacă scoți lucrurile perfecte, le-ai scos prea târziu, l-au scos alții înaintea ta, nu o să faci bani.
Începi atunci când nu este lucru perfect și perfecționează-l în timp ce îl vinzi sau îl faci. Și am zis, wow, și atunci chiar am început să fac munca mea, pentru că și eu am suferit de sindromul nu sunt destul de bună și mai ales acela că sigur oamenii văd mai mult în mine decât cred eu că am, sindromul impostorului, pe care nu ne dăm seama de a-l avem majoritatea și de asta încercăm să fim cine nu suntem, că avem senzația că noi nu avem valoare. Greșit. De asta eu până la 40 și ceva de ani nu mi-am îndeplinit menirea, nu am făcut lucruri care îmi plăceau, nu m-am simțit împlinită și apoi schimbând toată mentalitatea, pentru că am suferit foarte mult și am început și eu să mă caut, cum s-ar spune, am ieșit cumva rachetă, să zic, în viața mea, toate s-au schimbat la 180 de grade. Așadar să îndrăznim mai mult și niciodată nu-i târziu. Uite că e bine să conștientizăm că avem anumite lucruri de lucrat. Niciodată nu este târziu, absolut niciodată. Viața este atât de frumoasă, atât de aventuroasă, atât de extraordinară și dacă nu ne dăm seama, înseamnă că nu suntem pe drumul cel bun. Corect. Și uite, legat de tot ce ai spus până acum și am menționat și eu la început despre dorințe, cum gestionăm momentele în care poate unele dorințe nu se îndeplinesc așa cum ne-am dorit sau poate nu la momentul potrivit? Am văzut pe toate social media, sunt o grămadă acum de afirmații, de lucruri, de cum să-ți faci dorințe, de cum să gândești, de cum să afirmi. Aș vrea să încep cu un lucru foarte simplu și esențial, apropo de dorințe, și mă bucur că vorbim acum de dorințe, că la începutul anului toți suntem entuziasmați. Facem o grămadă de planuri, scriem și după aia încet, încet ne desumflăm. Și uităm de rezoluții. Da, nu mai știm de unde să luăm, procrastinăm și ne ducem în programele pe care le avem. Nu pentru că nu suntem în stare, mare atenție. Avem programe subconștiente care ne sabotează. Și îți spuneam că esențialul la dorințe, ca să înțelegem de ce există acele afirmații și toate acele exerciții, care în felul lor sunt toate bune, de ce? Tot ce există, și acum mare atenție, dragi radioascultători. Luați aminte. Luați aminte. Avem tobe? Glumesc. Putem face noi aici. Glumesc. Tot ce există pe acest pământ, înainte să existe omul, în afară de natură, nu a existat nimic. Nu case, nu străzi, nu haine, nu radio, nu microfoane, nu ochelari. Toate aceste lucruri, toate aceste lucruri materiale au ieșit dintr-un gând al cuiva numit idee. Ideea este un gând format din cuvinte și apoi tot universul conlucrează când ai o idee să ți-o aducă și să ți-o materializeze. De ce nu conectăm gândul cu lucrurile materiale? Este pentru un simplu motiv. Gândul este sămânța acelei experiențe sau acelui lucru. Tu nu poți să faci o salată de roșii din semințe de roșii. Deci gândurile pe moment pe care le avem sunt semințe. Dar dacă tu ai să te obsedezi de un gând, indiferent că e pozitiv, negativ, constructiv, destructiv, când te obsedează acel gând, când îl gândești des, când faci pași către el, universul va face 10 pași către tine și va îndeplini acel gând. Adică tu plantezi sămânța, ea crește și în câtva timp o vei culege ca experiență. Adică dacă eu vorbesc de rău pe cineva sau chiar despre mine, nu sunt în stare, nu mai pot, nimeni nu mă înțelege. Astea sunt semințele pe care le plantez. Peste un timp mănânc fructele astea mare și spun, m-a pedepsit Dumnezeu. Nu, nu te-a pedepsit nimeni, nu știi cum funcționezi și metoda mea cer este exact un manual de instrucțiuni la ce am descoperit eu cum funcționăm. Clar nu este complet încă, da, o să-l completez cât pot până la sfârșitul vieții. Avem tot timpul. Dar este un manual de instrucțiuni cum funcționează ființa umană. Ne naștem ca un computer super sofisticat fără manual de instrucțiuni și ne apăsăm pe trigger, pe dureri, pe bubițe până ne sar capacele pentru că nu știm cum funcționăm. Tocmai gândul este instrumentul magic pe care îl avem. Diferența între zâniță și noi este zânița face pe moment lucru concret. Noi punem sămânța castelului care crește într-un timp mai lung sau mai scurt în funcție de cum e mintea. Mă explic.
Dacă mintea este mai îmbâxită, este mai negativistă, e frică de moarte, e frică de boli, nu poate să-ți dea un timp scurt de manifestare, pentru că tu ai să manifesti gândurile tale, adică boala, adică moartea, adică nu-ți lasă așa universul. Și atunci îți dă un timp mult mai lung de manifestare ca tu să te trezești și o cantitate mult mai mare de același gând ca să-l manifesti. Avem noi și un proverb românesc pe genul ăsta, de ce ți-e frică nu scapi, dar care are și partea pozitivă pe care nu o spunem niciodată. Deci asta înseamnă o imaginație a ta de ceva care nu s-a întâmplat, dacă te obsedează, se materializează. Dar asta e valabil și la constructiv. Apropo de dorințe, deci dacă tu te obsedezi de un gând al tău că vrei să devii ceva sau vrei să creezi ceva, să inventezi ceva, tot universul va conlucra pentru tine să te ducă în acel punct. Deci, cum să ajung la dorințele mele nu e al nostru. Rețineți, cum să ajung să am acea mașină, cum să ajung să am acea carieră sau acel lucru, nu este al tău. Al tău este scopul, să-l pui acolo. Și cel mai important este, toți mă întreabă, eu nu știu menirea mea, nu știu, menirea poate fi într-un singur sens, să faci lumea un loc mai frumos. Dacă menirea ta nu ajută semenii, nu e menirea ta. Nu există altfel de menire. Deci punctul de plecare este, nu e doar pentru mine. Adică menirea mea nu este să schiez. Poate menirea mea este să devin un schior faimos care delectez oamenii când sunt în concurs, se uită și învață și sunt un model, să zicem, pentru anumite lucruri. Aia da, dar de obicei sunt lucruri care face oricum oamenii mai fericiți. Lași lumea cu ceva după ce ai plecat tu. Asta este menirea. Și dacă nu înțelegi că diferența între bagheta magică și gândul tău este foarte mică, este doar de timp, cu cât o minte este mai curată, mai constructivă, gândește mai mult la ce vrea și nu focusează pe ce nu-i convine în prezent, focusează pe ce își dorește, cum să ajungă acolo, nu-i al tău, dar îți pui dorințe, scopuri, mintea, dacă este orientată la imaginație constructivă, are un timp mai mic de manifestare. Deci, atenție, nu manifestăm toți în același timp. Pentru că dacă ție nu ți-e frică de moarte, ai puține gânduri de frici, ai gânduri de sigur o să-mi fie bine, sigur o să-mi fac o familie extraordinară, sigur viața mă ajută, mă susține, mă simt extraordinar în felul meu, chiar dacă am avut o copilărie neplăcută, chiar dacă am avut hopuri și provocări de-a lungul vieții, simt că acum e momentul meu. E, modul ăsta de a gândi îți ajută tot universul să se scurteze timpul de manifestare. În plus, un lucru energetic poate puțin mai greu de înțeles, cumva pământul a făcut un salt energetic că suntem pregătiți să scăpăm un pic în timp de războaie, de arme, de certuri, de dreptate și vinovați și să trecem la armonie, la colaborare, la înțelegere, la compasiune, la blândețe. Și cine este pregătit și se dezvoltă personal face acel salt. Chiar începând de anul ăsta sunt niște schimbări energetice. Simțim nevoia să fim mai buni, mai blânzi, cei care am lucrat cu noi. Ceilalți îi vom privi ca la un ecran de televiziune sau îi vom auzi ca la radio chinuindu-se, dar noi nu putem să-i salvăm. Noi nu putem să salvăm oamenii de mintea lor. Îi putem salva fizic, dar de mintea lor nu îi putem salva. Chiar ai spus tu la un moment dat că oamenii nu se pot schimba prin ajutorul celorlalți, ci doar ei pe înșiși. Exact. Și la mine când vine cineva, chiar dacă eu îl ajut, dar primul pas în care a cerut ajutor a fost al tău. Eu nu te pot găsi în București pe stânga, de exemplu. Așa e, așa e. Să vină, da? De la fiecare. Trebuie să vină de la noi. Pasul ăla, nevoia aia, cererea aia de ajutor, trebuie să vină de la tine. În plus, în momentul în care ajutăm oamenii fără să ne ceară, acolo este o problemă, încălcăm legile universului. Chiar aici voiam să ajung la sfaturi. E bine să le primim sau să le cerem? E foarte important să le cerem exact alea care avem nevoie și la răspunsul acela să avem un filtru foarte mare al nostru și să vedem cu care rezonăm și cu care nu, și în mod special cereți celor care chiar se pricep, adică sunt specialiști în domeniul respectiv. În rest, dă-ți voie să greșești, să experimentezi. Nu există greșeală din punctul meu de vedere, există a mă experimenta. Există cum vreau să fac lucrul ăsta. Nu știu încă. Ok, îl fac,
văd că rezultatul nu e la care mi l-am dorit, îmbunătățesc rezultatul, dar am un rezultat. Exact, măcar am încercat. Și mai am un lucru foarte special de transmis și anume, majoritatea psihologilor, coachilor spun că trebuie să crezi în lucrul ăla ca să iasă. Eu vin cu lucru opus. Și îți spun că acțiunea primează crezutului. Adică dacă tu te duci la sală sau mănânci sănătos și nu crezi că funcționează, dar continui să te duci la sală și continui să mănânci sănătos, rezultatele apar fără ca tu să crezi. Dacă eu îți dau niște semințe și, nu știu, îți spun, sunt orhidee, tu n-ai văzut semințe de orhidee în viața ta, dar le plantezi, ca așa ți-a zis cerasela, dar nu crezi deloc că vor crește. Ele oricum vor crește dacă ai făcut acțiunea să plantezi. Am avut o puștoaică de 18 ani care spunea, eu nu pot să-mi iau carnet de conduce, n-am cum. Numai când văd mașinile astea multe și cum conduc în București și ce agresiv sunt, eu nu să-mi iau carnetul niciodată. Și am zis, sunt de acord cu tine, dar tu vei face doar pașii practici. Te duci, îți faci dosar, te duci și ție ore de condus, că doar conduci cu nenea ăla acolo care stă în dreapta ta și am, tu nu ții carnetul, dar te duci și ție ore. Bineînțeles că și-a luat carnetul, bineînțeles că conduce. Exact. De ce? Pentru că acțiunea a primat gândului și crezutului. Așadar să facem acțiuni, să ne luăm inima în dinți. Să facem acțiune, ne luăm inima în dinți cu frica în brațe, cu necrezutul în brațe și facem acțiunea respectivă. Nu cred că o să-mi iasă, dar hai să încerc, hai să probez, hai să experimentez. Și rezultatul al mai bun, și zic o dată, wow, toată lumea vrea lucrul ăla pe care l-ai făcut tu. Exact. Și mai e o chestie de care sunt curioasă, Cerasela. Dacă nu ne iese o chestie, e tot spre binele nostru, nu? Se zice așa, că atunci când lucrurile ți ies ușor, Dumnezeu te susține, atunci când nu ți ies, Dumnezeu te protejează. Mm-hmm. Aici e secretul. Aici e secretul. Și mai e un lucru care eu, uite, chiar vreau să plec acum într-o vacanță și ba nu era avion, ba nu era la sfârșitul februarie, ba nu aveau la hotelul care vreau și am zis, măi, este prea greu, am zis, nu mai plec. Adică, bine, am încercat mult mai mult decât ți-am povestit eu acum la microfon, dar când văd că lucrurile sunt foarte grele, adică chiar pe toate părțile pe care o iei, tu ajungi într-o fundătură, am senzația că ori nu e momentul, ori nu e lucru, ori ceva acolo îl mai las să se pritocească. Adică îl mai las la murat. Nu mă duc să mă opun atât de tare. Clar, când faci un efort, dar vezi că lucrurile încep să înflorească, cumva ți se deschide o ușă unde nu credeai, chiar dacă ai depus efort, acolo ești pe drumul cel bun. Dacă în toate ușile sunt închise, și apropo de dorință, ca să mă întorc un pic la subiectul nostru, am trei pași, așa să zic mai mult. Primul lucru, să nu scriem niciodată dorințe sau să nu ne punem în cap dorințe. Aș pune plan. Cuvântul ăsta schimbă foarte mult subconștientul. Când îi spui dorință, vis, am și o dorință, rămâi cumva cu doritul, că zice, are undeva acolo un background, o chestie, zice subconștientul. Da. Spui, am un plan anul ăsta să fac asta, să fac asta, să cumpăr asta și să mi se îndeplinească asta. Eu nu zic că o să-ți iasă chiar toate, dar deja când spui plan, mintea te obligă și subconștientul să faci pași. Spune, ok, avem un plan. Care-i planul? Ia zi-mi, de unde începem? Și îți vin idei, creativitate, începe universul să te susțină, începi să te gândești, mă, măcar dau un telefon, mă interesez și eu de lucrul ăsta, cum se face, pentru cineva care l-a mai făcut și așa mai departe. Adică îți vin altfel idei când spui plan. Doi, sunt trei pași principali. Pui, cine vrei să fii tu ca să-ți iasă dorințele alea? Ce înseamnă asta? Să fiu echilibrat, disciplinat. Care e avatarul tău? Care e varianta ta cea mai bună? Cine ești dispus să devii anul ăsta ca să ți se îndeplinească dorințele alea? Mm-hmm. Și atunci, mai scrie acolo, să fiu mai sigur de mine, să cred mai mult în mine, să mă judec mai puțin, să fiu o persoană, nu știu, mai calmă. Ce-ți dorești tu acolo? Și pui câteva caracteristici. Asta e primul pas de la dorințe. Ok. Doi, îți pui dorințele. Ce vreau să am, ce vreau să fac, ce vreau să-mi îndeplinesc, să am o familie, să am o carieră extraordinară, să câștig nu știu câți bani pe lună, să devin nu știu ce. Ok. Și trei, ce sunt dispus să fac ca efort să-mi îndeplinesc aceste
Deci, pe lângă cine să devin, caracteristici emoționale, ce sunt dispus să fac? Să dau un timp, să-mi fac un program, să fac un plan, să mă disciplinez, să nu procrastinez. Adică, promite-ți tu și ia-ți un angajament de câțiva pași pe care ești dispus să-i faci. Adică, și când cumperi un lucru, ești dispus să dai niște bani. Sau să faci un efort, sau vrei să obții ceva, te duci și faci internship și muncești gratis, sau faci niște lucruri. Nimic cumva pe planeta asta, cel puțin, că alta nu o cunosc încă, nu poți să obții fără să faci nimic. Chiar atunci când ți se oferă un cadou sau ți se oferă o masă sau ți se oferă ceva, ai făcut ceva pentru altcineva de la care n-ai vrut nimic și atunci cumva ți se dă plata pentru ceea ce ai făcut. Din altă parte. Din altă parte. Niciodată de la acea persoană. Adică nu vă mai amărâți dacă ai fost foarte drăguță cu prietena ta și când a avut nevoie ți-a întors spatele. Crede-mă, universul îți va aduce de la persoane pentru care n-ai făcut absolut nimic darul pe care tu l-ai dat. Tot ce aruncăm în univers e de cauciuc, așa cumva, se întoarce înapoi la noi, chiar dacă celălalt ne dă gunoi, nu gunoiul ăla va funcționa în viața noastră, gunoiul ăla va funcționa în viața lui. Mm-hmm. Un bumerang maleabil, oarecum. Un bumerang foarte maleabil, exact. Exact. Și dacă tot vorbeam mai devreme despre încrederea în sine, de sine, de altfel, noi ne confruntăm, mai ales în mediul online, pe toate platformele de social media, cu tot felul de persoane care poate vor să pară mai frumoase, mai deștepte. Cam cât de sănătoase sau nocive sunt comparațiile astea? Uite, sunt trei pași care chiar vreau să ți dau. Îți mulțumesc de întrebare. Este o întrebare super inteligentă. Comparația ucide. Singura comparație sănătoasă pe care vă invit să o faceți de astăzi încolo, fericiți voi care ascultați emisiunea astăzi, este comparația cu tine însuți. Unde am fost? Ce pași am mai făcut? Dacă varianta de astăzi a ceraselei este puțin mai bună cu un pas decât varianta de ieri a ceraselei? Și dacă mă uit peste un an retroactiv, dacă am îndeplinit mai mulți pași și am evoluat. Nici o comparație cu altcineva care are alt ADN, altă menire, altceva de făcut pe pământul ăsta, n-are cum să-ți iasă pe plus. Poate să fie și cu cel mai, nu știu, slab om sau cel mai nerealizat om, tot pe minus o să ieși. Pentru că ăla are altceva de făcut, el are alt nivel de conștiință, deși suntem în același moment, pe același pământ, în același loc, este fiecare pe nivelul lui de conștiință. Și chiar pot să spun că avem trei niveluri, așa, și anume, unul este în fundul oceanului unde simțim presiune și suntem mereu supărați și stresați și anxioși. Asta este o parte din mintea noastră numită ego și trăim acolo doar pe vinovăție, trăim pe dreptate, ne luptăm pentru dreptatea pe care o avem, nu avem armonie și întâlnim oameni cu aceleași probleme, că sunt toți stresați de tonele de apă metaforic. Nivelul 2 este conștiința, care înseamnă observator. Mă observ pe mine, mă observ gândurile, nu mai le cred gândurile alea că nu-s bună de nimic sau că nu știu să fac, ci gândesc diferit și observatorul lasă gândurile alea să treacă și impune alte gânduri, chiar și în mod artificial. Și nivelul de higher self, adică conștiință înaltă, cumva partea noastră dumnezească, partea noastră spirituală, care știe sufletul nostru, care știe exact de ce a venit pe acest pământ, ce are de făcut, dar intervine ego, care dacă noi ne confundăm cu mintea, atunci credem acele gânduri negative pe care le avem toți și ne comportăm ca atare și rămânem în fundul oceanului și este foarte greu să ajungem să ne mai îndeplinim menirea. Și deci este foarte important să nu ne mai comparăm cu absolut nimeni, cum ar spune românul, nu mai sta cu dinții la gardul altuia, stai cu dinții în grădina ta și pune tot ce crezi tu că e mai bun, că n-ai nicio treabă cu vecinul, cu ce face el cu grădina lui. 2. Chiar dacă ai hater, mă rog, în românește însemnând oameni care te urăsc sau te blamează sau râd de tine sau faci o greșeală gramaticală sau tot timpul se va găsi cineva să comenteze, mergi înainte, ai încredere în tine și susține-ți, învață, perfecționează-te, nu zice nimeni, evoluează. Dacă și tu consideri că merită îmbunătățit ceva din filtrul tău, îmbunătățește-l, pentru că sensul vieții nu este ca tu să te compari. Sensul vieții nu e ca tu să fii perfect. Sensul vieții este să evoluezi.
Sensul vieții este să înveți în timp ce ai provocări, să poți fi fericit, pentru că provocarea este o oportunitate a ta de a evolua. Vreau să te întreb și eu acum o ceva pe tine. Chiar te rog. Când ai avut cel mai frumos moment din viața ta, te rog să te gândești în imaginația ta când ai avut cel mai frumos moment din viața ta. Te-a ajutat să evoluezi și ți s-a părut că te-ai transformat foarte tare? Da, chiar da. Eu îți spun că nu. Nu? Nu, rămânem tot acolo. Când suntem foarte bine, stăm foarte bine, nu facem niciun efort să evoluăm. Deci sunt să încă în confort. Ești okay. Puțin în confort. Când suntem foarte bine, știu că ne place, dar nu ai devenit varianta ta mai bună, că nu scoți calități de care nu știi și nu faci efort. Când te lovește și te pălește câte o chestie de rămâi fără servici sau te părăsește iubitul sau ți se întâmplă ceva, acolo devii varianta ta mai bună, că te cauți, suferi, scoți calități, vrei să demonstrezi, faci lucruri. Deci noi cel mai mult evoluăm și ăsta e sensul prin provocări. Corect, dacă stau bine să mă gândesc, ai dreptate, așa e, că am avut parte și de provocări în viață și alea m-au călit mai mult. Alea te-au călit mult mai mult, exact. Așa e. Dacă privim imaginea de ansamblu, ne dăm seama de alte lucruri care nu sunt atât de ușor de observat. Și dacă tot vorbim despre provocări, am și eu câteva întrebări așa tip provocare, dacă ești pregătită. Sunt pregătită. Noi oricum suntem în lumea asta a evoluției tehnologice, digitalizării și vorbim întotdeauna despre roboți. Dacă ai fi un inginer, pentru ce ai crea un robot? Aș crea un robot să fie un fel de surogat, părinte surogat, să învețe emoții copiilor, să învețe ce înseamnă să crezi în tine, să învețe să-i spună cuvinte frumoase, să învețe cum să gândească, ce să mănânce, adică lucruri care nu te învață în școală cu adevărat. Aș face un robot profesor, părinte acasă, care atunci când ești supărat să vină la tine să spună, ești frumoasă, astăzi ai o zi minunată, vino să mănânci micul dejun, haide să stăm de vorbă. Așadar, un robot suport. Un robot suport emoțional. Foarte drăguț, îmi place. Dacă ai mai fi copil în această lume, în ritm alert, ce ai face și nu ai reușit în acea perioadă? M-aș juca mai mult. Deci totul se rezumă la joacă. Sunt foarte tristă când văd copiii stând pe computer. Foarte tristă, dar chiar nu o spun metaforic. De fiecare dată când văd copii cu telefon și cu... Înțeleg că asta este era. Înțeleg, nu spun că nu. Copiilor mei am încercat să-i țin cât mai mult. Am avut și acum, ca să vezi, fata de 18 ani are un iubit și s-au dus la un magazin de ăsta mare unde sunt jocuri și și-au luat Uno și trigăre și nu știu ce fel de și joacă și Marocco, pentru că ele erau obișnuite să joace, să mă joc cu ele jocuri, adică cât mai mult am ținut. E foarte trist când un copil stă singur pe un telefon cu jocuri, e foarte trist. El nu se va dezvolta emoțional bine, atâta timp cât ține foarte mult căștile și este un joc, sunt sunete care îi strică auzul, mintea care nu mai funcționează singură, e ca și când tot timpul avem un suport care gândește el pentru noi, se joacă el, faci doar așa din mâini pe butoane și dezvoltarea noastră emoțională are de suferit și nu avem modele în momentul ăsta, exemple și modele de oameni care fac altfel lucruri, adică aș obliga cumva copiii să se joace și în pauză, să nu aibă telefoanele la școală decât la început și la sfârșit, să se joace în pauză între ei, să colaboreze, să se certe, să se mai împingă. Că asta înseamnă să fii copil. Dar să stai în aer, să te alergi puțin, copiii nu mai fac. Tu nu mai vezi niciun de copii care țipă, urlă sau se joacă în fața unui bloc. Așa este. Deci tehnologia ne-a furat copilăria. Deci joacă și interacțiune. Asta joacă ar mai și fi. Interacțiune, da. Și încă o chestie tare frumoasă. Am dat de curând startul unei rubrici intitulată Lauda Zilei, dar o laudă în sens frumos. Și să vedem cu ce ne lăudăm până la ora asta, pentru noi sau pentru ceilalți. Care e lauda ta până la momentul actual? Despre mine sau despre ceilalți? O laudă care îți vine acum în minte. O laudă care îmi vine acum în minte este... Nu vine nicio laudă, sincer. Hai să spunem ce ai făcut frumos pentru tine.
ce-a făcut frumos pentru mine. Ce fac frumos pentru mine este să vin la emisiuni, să vorbesc. Cred că e și pentru oameni, nu numai pentru mine, să dau cât mai mult informația. Asta este o laudă pentru mine, că mă dezvolt permanent, că lucrez și dacă mă întreb ce fac, eu răspund în engleză mereu, sunt under construction, adică sunt în construcție și până o să mor, o să fiu în construcție. Nu vreau să termin nimic, pentru că atunci când s-a terminat, clar s-a terminat. Exact, că tot vorbeam înainte de a intra în live. Exact. Și atunci, lauda este că oamenii oricum au devenit mult mai conștienți. Eu văd o grămadă de români și pot să-ți spun că sunt mândră că, uite, eu lucrez și cu italieni, că vorbesc italiană. Ei sunt foarte puțin dezvoltați personal. Conceptul de coach și dezvoltare personală, spiritualitatea la ei este foarte, foarte puțin. Cred că sunt țara cu cel mai din Europa cel mai jos nivel. Clar, America este cea care a început acest fenomen, dar eu observ că românii chiar sunt deschiși și am văzut o grămadă acum și mai în ultimul timp și de bărbați care îmbrățișează conceptul că e ceva mai mult decât ceea ce vedem, că totul este energie, că atomul este aproape gol, adică are doar nucleu, proton și neuroni, neutroni, mă scuzați, care se învârți și restul e un spațiu gol și s-a mărit chiar și nucleul și e doar energie informată. Deci, cumva se acceptă conceptul ăsta că în spatele lucrurilor materiale există energie și românii chiar se dezvoltă. Dacă vă uitați pe TikTok, pe Facebook, pe orice social media, se vorbește foarte mult despre aceste lucruri. Chiar dacă într-un sens bun, într-un sens rău, dar se vorbește. Și toate aceste podcasturi care îți spune despre viața omului, despre cum gândesc și oamenii chiar se uită, mi se pare că suntem un popor avansat din punctul ăsta de vedere, mă refer în Europa, cel puțin. Exact, așadar avem nevoie de inteligență artificială, emoțională de fapt. M-a dus gândul tot la inteligență. Artificial, da. Pentru că asta este era, draga mea. Exact. Draga. Oricum, îți mulțumim tare mult, Cerasela, pentru că faci lucrurile astea frumoase și pentru noi, nu doar pentru tine. Ne ajută foarte mult, într-adevăr, să fim mai vulnerabili și să acceptăm schimbarea. Doamne ajută, să fim vulnerabili înseamnă să fim puternici, pentru că atunci când îți accepti vulnerabilitatea și slăbiciunile, înseamnă un om puternic care poate vorbi despre ele. Eu, de exemplu, până la 40 și ceva de ani n-aș fi vrut să afle cineva copilăria mea, mi-era o rușine. Cuvântul ăsta rușine a dispărut din vocabularul meu, am vorbit public despre lucrurile astea și foarte mulți oameni mi-au spus că i-am ajutat, că le-am dat un exemplu, că indiferent prin ce treci, poți să-ți fie bine. Așa este. Și nu vreau să terminăm fără să vorbim și despre workshop-uri. Știu că ai făcut 10 de ore cu săli pline până acum. Ce urmează în 2024? Am pe 30 acum ianuarie un workshop, dar este un webinar, adică este online, pentru că dacă tot vorbim de tehnologie, exact, și de era inteligenței artificiale, și este despre cum să manifestăm, adică cum să treci la dimensiunea 5-a, să intri în frecvență, cum spunea Tesla, dacă înțelegi universul în noțiuni de frecvență, vibrație și energie, poți să manipulezi în toate sensurile bune, să-ți concepi viața și să materializezi toate lucrurile pe care ți le dorești. Și atunci vreau să inspir oamenii să treacă la dimensiunea 5. Care e diferența între dimensiunea 3 a Pământului și dimensiunea 5, care înseamnă o frecvență? Noi tot ce ne dorim, nu există în frecvențele joase, adică nu sunt în fundul oceanului, ca să tot am făcut acea comparație și metaforă. Toate sunt undeva pe plajă, adică trebuie să ieșim din fundul oceanului și să mergem la conștiința asta, la nivelul ăsta, la vibrația asta mult mai bună, pentru că noi cerem lucrurile, ele ajung, dar ajung la etajul 15 și noi stăm la minus 1. Și atunci nu, avem senzația că nu ni se îndeplinesc. Și atunci, ca să ne aliniem, diferența între energie este energia joasă de 3D în care am stat sute de mii de ani, este energia războiului, a dreptății, a vinovăției, a violenței. Energia a cincea dimensiune, când te aliniezi, este dialogul de tine cu tine în care nu te mai judeci, nu te mai critici, nu te mai compari cu alții, nu mai invidiezi, ci admiri când îți place ceva la cineva. Vei fi susținut de tot universul, îți va da idei, vei fi mult mai creativ, îți vor ieși lucrurile mult mai ușor, că toată această energie te susține. Și atunci, în acest webinar de marți seara, o să fac câțiva pași cum să te aliniezi
cu dorințele tale, cum să te aliniezi cu energia aia în care ești susținut și nu mai ești singur și nu trebuie să faci totul singur. Deci că-ți vin idei care crezi că sunt ale tale, dar sunt inspirații divine, ți se întâmplă mici miracole, ai văzut, nu te aștept și ies mașinile din față, ajungi la timp sau găsești parcare fix acolo sau ai nevoie de niște bani și chiar m-a povestit astăzi cineva, zice, băi, chiar aveam niște nevoie de niște bani, că nu aveam și trebuia să plătesc neapărat ceva. Și ce crezi, mă cheamă cineva, băi, am nevoie de tine neapărat, mă ajut, te plătesc. Și ce crezi că era suma? Fix aia, zice, fără vreo 5 euro, că era cineva din Europa. Din Europa, da. Da, 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 era o sumă, mai măcică, dar era fără 5 euro, zic, perfect. Așadar, nimic nu e întâmplător în lumea asta. Totul e matematic și este foarte, foarte important să înțelegem că alinierea noastră vine prin a nu te judeca, a vorbi frumos cu tine, a fi blând cu tine, doar așa vom da și blândețe, înțelegere, compasiune și celorlalți. Foarte frumos. Așadar, oglindim ceea ce suntem. Cerasela, nu mai avem timp, dar ne revedem. Ne revedem curând să vorbim și despre restul subiectelor pe care nu le-am abordat acum. Mulțumim tot pentru toate informațiile pe care ni le-ai oferit în timpul ăsta. Cu toate dragostea și nu vine să cred că au trecut deja cele 5 minute. Exact. Timpul e o iluzie, da? Așa. Absolut, absolut. Pe data viitoare și ne vedem și la evenimentele tale, asta cu siguranță, și să fim cu ochii pe toate rețelele de socializare unde te putem urmări. Mulțumesc și... unire plăcută astăzi. Așa să fie. Iar noi rămânem pe trăinăt aici cu One Republic și I'm Worried și ne revedem mâine, tot de la 10 la 13, tot cu mine, aici pe trăinăt. Așadar, zi faină să ai. Pa, pa!